Bună ziua, facem partea a doua la aceeași întrebare de la domnul Confuzet Cato. Așa. Ce părere ai despre iubire, cupluri, relație, ce înseamnă iubire? Cum e în prima parte am explicat despre iubire mare. Și acum, cuplu, relație... cuplurile, relațiile, dacă te îndrăgostești la început, e fel, iubirea universală despre care am vorbit și în prima parte, acolo n-ai gânduri. Bun. Acum, după ce intri în cuplu, o faci din cauza unei afaceri. Sunt multe cauze aici. Orică nu ești bine cu tine, orică ai nevoie de orgasmul sexual, orică, pardon, nu te descurci în viață. Orică vrei să te ceri cu cineva. Dar profundul sentiment care vă bagă în relație de cuplu e că nu ești bine cu tine. Și atunci se pornește greșit în relație. Prin faptul că nu poți sta singur, să stai cu altcineva. Dacă ești sincer, vezi cum sunt relațiile de cuplu, nu? Adică vezi a părinților, prietenilor, vezi, știi. Vezi în jurul tău. Ei se arată altfel, dar tu știi cum e treaba din relația ta, nu? Bun, e la fel iubirea universală care se întâmplă la început când te îndrăgostești. Dar după aia, ego-ul, după ce se cam duce, pune stăpânire pe iubirea. Și orice vrei să stăpânești, te va stăpâni. Adică, pui stăpânire pe relația aia. Vrei să stăpânești pe celălalt, vrei să facă cum vrei tu. Vrei numai ce vrei tu, să-l supui pe alții. Și pur și simplu e nevoie de a fi iubit. Ai nevoie asta să te iubească cineva. La femei mai mult. Să fie iubite, să le dai atenție, să... Bărbatul vrea orgasmul, sexualitate. Și o afacere. Intri într-o afacere. Care într-un fel amândoi sunt pierzători. Dacă ești conștient că intri într-o afacere, și amândoi ca să câștige, ci ești conștient că stai într-un compromis acolo. Lucrurile vor fi mai puțin dureroase. Ești conștient, știi în ce te-ai băgat, ți-o duci în la cap. Sau schimbi, faci ce vrei. Dar când implică mai multe, nu? Și căsătorie, și copii, și e mai dificil să ieși de acolo. În ce te-ai băgat tu? N-ai fost lucid la intrarea în relație și de-aia ai ajuns într-un punct. N-ai fost prezent, n-ai fost lucid, de-aia ajungi într-un punct că nu mai poți. Poți să lași, poți să continui, nici n-are importanță. Cel mai important lucru, să rămâi prezent. Cât poți. După aia, să devii infinit în minte, adică mintea să te ajute pe tine să nu stai contra ta. Cuplu, relație. Voi știți chestiile cum sunt. Adică știi cum stau lucrurile în relație. Bărbatul caută orgasmul. Femeia caută și orgasmul și un pic de stabilitate
dar principal e stabilitate. Da, și femeia are un creier și ea ar trebui să învață să se descurce și ea. Ea are educată că e femeie, tu e educat că ești bărbat. Bă, ce undăniță, bă. De-aia face și acte, nu? La cei care bard de cașcaval, nu? Zici că, bă, guvernul e rău și tu mergi să te înregistrezi acolo, nu? Să faci afacerea legală. Adică să iei într-o relație, într-o căsătorie, într-o... Dar important, înainte de toate, să stai prezent, să fii bine cu tine. Indiferent că ești într-o relație, că ești singur, tu să fii bine. Asta e cel mai important. Să știi cum ai intrat în relație, ce facilități ai acolo, ce chestii trebuie să faci acolo, să știi. Să știi că tu ai intrat singur, fără să-ți dai seama ai intrat. Așa intră toată lumea. Dacă toată lumea se căsătorește, oile se duc după chestia asta. Și simplu. Și așa o să devii frustrat ca femeie, ca bărbat. Relația sexuală o să scadă, înțelegerea o să scadă. Că nu ești bine cu tine de aia. Fă tot ce ai de făcut în relație, țineți familia, țineți. Bun, dar primul lucru trebuie să începi să stai în prezent, să fii bine cu tine. Indiferent unde ești, singur sau în relație. După aia, pe parcurs, se vor schimba foarte multe lucruri când începi să fii mai prezent. Mai puțin dorite de tine. O să treci printr-o transformare. Un pic mai negativă la început, mai grea, dar ușor, ușor, cu timpul, când începi să fii bine, ești bine oricum. Și dacă în secunda asta te lasă omul de lângă tine, ești bine. Nu mai suferi psihic. Și dacă ești singur, nu mai suferi. Și dacă ești cu cineva, nu mai suferi. E doar bucurie. Și vei găsi alți oameni care te vor înțelege. Dacă tu te înțelegi pe tine, toată planeta asta te înțelege. Dar nu o să mai ai tu nevoie să te înțeleagă. Deja înțeles în tine, înțelegi și pe ceilalți. Măcar știi că e o afacere și n-are nimic. Poți să faci ce vrei. E o afacere. El așteaptă ceva de la tine, ea așteaptă ceva de la tine. N-aveți ce oferi, nimic unul altuia, nimic, zero, nimic. Tu, într-un fel, în relația de cuplu, te îndrăgostești de ce simți tu în corpul tău, adică în orgasm simți beatitudine, simți fără gânduri, simți non-minte. Tu de aia te îndrăgostești. Nu te îndrăgostești de celălalt. Că dacă n-ar fi actul sexual, n-ai putea să te îndrăgostești. Mai este o formă de înțelegere psihică între oameni, unde ei devin prieteni. Astea sunt foarte rare. Foarte rare. Foarte. Nu există chiar, dar sunt. O prietenie psihică.
aveți aceleași lucruri în comun, omul ăla te înțelege, îl înțelegi tu pe el. Instant, fără să vorbiți. Sau meditația care vă leagă de orice, vă face relația mai bună, vă face prezent, meditația vă face tot. Poți să stai oriunde în lumea asta, și în cuplu, și să ai parte de sex, și să n-ai parte. Și în cuplu, poți să stai fără sexualitate. Păi ce-o ieșit acum? În cuplu, poți să stai ca bărbat fără sexualitate. Când ești singur, poți să stai ca bărbat fără sexualitate. Femeia poți să stai, mă înțelege ce vorbesc. Sunt femei, poate, care nu se culcă cu un bărbat și un alt. Nu că stă cu el. Poate stau singure și nu vrea pe altcineva. Femeia înțelege ce explic aici. Bărbatul nu. Dar e același creier, nu? Nu e aceeași minte, dar e aceeași creier care poate fi folosit. Deci dacă o femeie poate stă singură un an fără sexualitate, și bărbatul poate stă singur fără sexualitate. Și în cuplu, și în afara cuplului. Trebuie să înțelegi că poți. Doar că mintea ta e plină de femei. Mintea bărbatului e plină de femei. Mintea femeii e plină de stabilitate. Ea își dorește mai mult stabilitatea, să o descurce cineva, decât sexualitatea. Dar îi trebuie și sexualitate. Femeia cumva, din punctul de vedere, se mulțumește cu orice, în orice mașină, dacă are o persoană dragă lângă ea, să mulțumește. E o înțeleaptă din punctul ăsta de vedere. Nu se trebuie multe ca să fii fericit. Dar și e plină de dorințe, la fel ca și bărbatul. Și bărbatul plin de dorințe. Și dacă ești bărbat, fii sincer, ridică mâna, nu? Te-ai culcat cu orice femeie? Fii sincer, uite, eu far ca și călin, da. Eu da, m-aș culca, cum să... Vezi o femeie frumoasă, aveți o apropiere fizică, psihică, normal. M-aș culca. Poți să recunoști tu asta? Ca bărbat. Și dacă ești singur și te cuși cu femei, tu nu poți recunoaște. Poți tu recunoști chestia asta? Poți să-i spui tu iubitei tale, da, mă, m-aș culca. Și femeia s-ar culca, dar diferit cu bărbați. Deci fie atracție, trebuie să fie ceva în prietenie, în psihic, un alta. Dar și ea s-ar culca. De ce să nu dăm lucrurile pe față? Și ea s-ar culca cu un bărbat. Care i-ar place, nu? Ca și bărbat. Dacă îți spune așa ceva femeia, și ți este minte, nu? Și tu trebuie să o minți, că dacă îi spui tu așa ceva, nu? Dar înțelege, oare? Nu cred. Dacă ești norocos, ar înțelege. Da. Simplu, nu? Mai aprindem o țigară, vedem ce mai vine. Simple treburi. Trebuie să depășiți sexualitatea asta. Asta e mama problemelor. De asta vă îmbolnăviți în psihic, în fizic. Și ai să vezi că și oamenii, bărbați, care au multe gagici, la fel să sunt de prost, mai prost ca tine. Pentru că ăla începe să fie dominat de orgasm. Tu măcar care o faci, nu o faci, nici așa domină, mai faci alte lucruri. Și femeia la fel, dominată de orgasmul, dominată de psihicul bărbatului.
sexualitatea trebuie să ajungă și la bărbat și la femeie egală cu cafeaua asta. E să cum bei cafea, să ai aceeași bucurie, același extaz, ca și cum în actul sexual să fie la fel. Trebuie să fie la fel. Dacă cumva sexualitatea e mai sus decât o cafea, îți ratezi întreaga viață. Că acum bei cafea, nu faci sex. Acum te uiți la videoclip, nu faci sex. Și aici e viața ta, când nu faci sex. Când nu faci sex, e viața ta. Când faci sex, tot momentul prezent e viața ta. Când fumezi o țigară, e viața ta. De ce să visezi în capul tău la sexualitate? De ce? Fă-o. Înțelege-te cu femeia ta, cu bărbatul tău, înțelege-te. Eu am întâlnit și oameni deschiși sexual. Chiar am vorbit cu ei. Da. Oamenii, dacă vreți diversitate sexuală, mergeți și voi la swingers. Sunt swingers, ilegal tot. Oameni care se întâlnesc pentru sex. Nu înseamnă că-s bine. Nu înseamnă. Dar faci tu divers. Deci ca să fii bine, trebuie să rămâi prezent. Primul pas. Mai trebuie să se limpezească toată mintea până se oprește total. A un râu limpede. O poți folosi tu. Deci asta e... Poți să te duci în sexualitate, în religie, în maestri, în spiritualitate, în ce vrei. Nu poți depăși sexualitate. Cel mai bine rămâi prezent, vezi ce-i de făcut. Poate trai și o gagică. Da, încă ceva. Chiar cineva cu care lucrez, un bărbat. Și mă întâlnesc cu orice femeie, nu mai am nicio emoție în corp. Și atunci poate să vadă multe chestii. Dar voi vă întâlniți cu emoții, cu sentimente, cu rușine. Ce rușine? Eu mă uit în ochii unei femei și îi spun, ești în o cafea, pur și simplu. Fără nicio emoție, fără nimica. Pur și simplu. Că nu se uită ea în ochii mei, da? Că nu se uită oamenii în ochii mei, e altceva. Eu mă uit direct și îi spun, fără nicio emoție, fără nimic. Atunci lucrurile se schimbă total. Plin de emoții, plin de gânduri. Nu-ți vine natural ce să-i spui în momentul ăla. Aici drujba aia din cap nu te lasă, te crispează, te stopează corpul, te tremură. Pe relaxat, exact cum bea o cafea, îi spui și la o gagică, ești și la o cafea, simplu. Dar și ea își dorește, femeia. Ca și bărbatul, ce crezi? E aceeași minte, mă, plină de dorință. Ea își dorește diferit, dar și ea își dorește. Ca și tine, poate mai mult. Ce n-ați înțeles, mai întrebați foarte bine, bune întrebări. Bune, foarte bune întrebări. M-am trezit la dimineața, am avut întrebare. Întrebați. Fiți mai deschiși și voi cu viața asta. Nu vă luați bătăți căpcăunii ăștia spirituali, că nu vă ajută vă cu nimic. Ăla-i spiritual pentru bani. Nu te ajută pe tine, mă, nimeni.